Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Astăzi vă povestesc despre 6 parfumuri de designer lansate în 2024. Da, le-am testat! Am testat parfumurile acestea, de-abia așteptam să văd cum sunt și pot să spun că unele îmi plac, unele nu. De fapt, unele mi se potrivesc, unele nu, să zicem așa, pentru că așa este corect. Și vă mulțumesc tare mult! Pentru mostre, știți voi care sunteți, cu greu face rost de mostre și pe mine mă ajută tare mult să-mi fac o părere despre un parfum, să vin să vă povestesc și vouă, să testez și eu noutățile, pentru că, din păcate, în magazin nu poți să-ți faci o părere foarte bună, foarte bine conturată, de fapt, dintr-o singură testare. Acum depinde și de parfum, mie așa mi se întâmplă, uite, de exemplu, mi s-a întâmplat acum cu un parfum să nu mă lămurez nici după o mostră, chiar să am așa o părere construită bine, dar în magazine, ce să zic, de-abia primești la cumpărături, dacă primești și dacă ceri cumva să-ți dea o mostră, nu cred că... Nu, eu un an nu mi-am permis să fac asta. Începem cu Miss Dior Parfum de la Dior. Un parfum care mi-a plăcut foarte mult și care consider că merită o sticlă full size. Are o deschidere efervescentă, fructată. Are o mandarină acidulată. Are o bază lemnoasă, cremoasă și cozy. Și persistă mai mult decât mă așteptam, chiar este un parfum foarte bun, este un fructat floral, lemnos, cozy, foarte plăcut, un parfum versatil, foarte bine echilibrat, chiar vă recomand să-l testați, îmi place foarte mult deschiderea aia fructată, avem și niște căpșuni sălbatice, dar avem și o bază de fructe, avem în mijloc căpșuni sălbatice și combinația asta cumva este așa efervescentă de la mandarină, deci este un parfum acidulat, așa foarte plăcut, foarte luminoasă deschiderea, deci chiar mi-a plăcut foarte mult deschiderea cu mandarina asta care îți dă senzația de piper roz, de fructe combinate cu piper roz. Îmi place parfumul, consider că merită o sticlă full size. Dați o șansă, testați-l. Sincer să fiu, mă așteptam să persiste mai puțin, dar chiar au fost câteva ore bune în care l-am simțit și m-am bucurat de el. Următoarea minunăție este acest scandal. Voi cred că știți că îmi plac foarte mult parfumurile de la Jean Paul Gaultier. Nu pot să spun că este unul de la Jean Paul Gaultier care nu îmi place. Nu pot să spun treaba asta. Am și eu preferatele mele, dar... toate îmi plac. Și toate parfumurile scandal îmi plac. Iar acesta e foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Este un parfum cu smochină neagră, din ce am înțeles. Atunci când o să fac un review, o să povestesc mai multe despre cum simt eu acest parfum când îl analizez pe piele. Dar să știți că purtat lucrurile stau altfel. Tot ce simți, toate etapele pe care le simți pe piele și eu îmi notez de fiecare dată toate aceste etape, am recenzii făcute la parfumurile pe care le testez și o să fac o recenzie pentru membrii în curând sau poate că am și postat-o deja când postez acest video. În aer să știți că lucrurile stau altfel. În aer nu simți toate aceste etape și eu o să vă spun la ce să vă așteptați de la acest parfum atunci când este purtat. Cum îl simțiți voi? Jean Paul Gaultier, scandal absolut. Este un parfum dulce, dulce și foarte plăcut, dar stați puțin că nu este atât de intoxicant până la capăt. În deschidere este fructat, dulce, mieros, aproape bombonicios și intoxicant, dar din nou, în sensul bun,
Iubitorii de parfumuri dulci gurmande apreciază treaba asta. Cred că vă place cuvântul intoxicant când vine vorba despre un parfum. Aceasta este partea care mi-amintește de original și de flencăre, da? Mi-amintește și de intens ceva. Era sticla aceea roșiatică, parcă. Și cred că mierea pe care eu o simt în deschidere mă duce cu gândul la alte parfumuri, la alte parfumuri scandal. Apoi se îndepărtează de alte parfumuri care vor scandal și se duce într-o direcție ceva mai elegantă, florală, cremoasă. Se simt acolo niște tuberoze dulci, cremoase. Sunt însoțite de lemnul de santal și dă cumva senzația de tuberoze cu cocos, ceva de genul ăsta. Santalul, cel puțin pe mine, mă duce cu gândul la, în unele parfumuri, mă duce cu gândul la cocos. Îmi place. Deschiderea este destul de diferită de bază, adică te gândești că dacă e atât de dulce în deschidere, păi cum este în bază? Ei bine, mi se pare că este cumva invers decât se întâmplă în general la parfumuri. Începe intoxicant și foarte dulce și se usucă și partea care, pe care o simți cel mai mult pe tine este de fapt a doua parte a parfumului, asta florală, baza. Se simte floral, tuberoze, albe, cremoase, luminoase și însoțite de lemnul acela de santal. Măi, este un parfum foarte frumos. Acum, dacă vă plac parfumurile dulci, florale, florale dulci, gurmande, testați-l. Oricum, testați-le pe toate înainte să cumpărați, că nu cred că merită să cumpărați blind. Adică, cel puțin astea de designer se găsesc în magazine și le puteți testa. Trecem mai departe la roboțică și vorbim despre Fame Intense. Eu nu am nicio roboțică în colecție până acum, dar îmi doresc tare mult Fame originalul și o să vă spun și de ce. Îmi place și acesta. Este un parfum cald, cremos, lemnos și sexy, aș putea să spun. Puțin afumat când se usucă. Se deschide lemnos și bănăluț, dar imediat se transformă în ceva dulce, cremos, lemnos. Se simte și mango, dar nu este atât de evident ca și în Fame, în original. Deci, de asta vreau eu să cumpăr roboțica originală, pentru că acolo mango este ceva mai suculent și îmi place combinația aia de vanilie, mango și iasomie. Ei bine, aici cred că partea lemnoasă, cremoasă, iese mai mult în evidență, este și dulce, dar nu prea dulce, este și puțin afumat când se usucă și mango nu este atât de evident, este undeva în spate, dar se simte și el. Nu este atât de evident ca și în Fame. Da, este un parfum drăguț. Trebuie să-l testați și să-l analizați, pentru că eu cred că în magazin, dacă îl testați odată, nu o să vi se pară cine știe ce, trebuie un pic analizat și purtat. În orice caz, nu mă dă pe spate acest parfum. Dar e frumos, nu pot să zic că îmi displace. Da. Trecem la My Way Nectar, parfumul acesta despre care credeam eu că vreau o sticlă full size dinainte să testez parfumul. Și eram sigură că deschiderea pe care o are o să-mi placă mult de tot și chiar așa și este. Are o deschidere foarte, foarte frumoasă, o deschidere fructată care aproape că se duce într-o zonă din asta de gumă de mestecat fructată. E foarte frumoasă deschiderea, este proaspătă, este dulce, este suculentă și l-am purtat. Am purtat My Way Nectar. Sinceră să fiu, cred că aș mai avea nevoie de o mostră să-l mai port, pentru că am simțit deschiderea, m-am bucurat de ea. Am zis, ok, dragoste la primul puf, pentru că îmi place foarte mult parfumul cu miroase din deschidere. Apoi, parcă l-am pierdut pe drum. Nu știu. Nici nu mai are nimic deosebit.
nici nu pot să zic că este atât de puternic sau... Mi se pare că se pierde. După deschiderea asta fructată, suculentă, asta face parfumul să fie special. Se duce în zona aia de flori albe, cremoase, dulci, un floral dulce, ușor, proaspăt, de vară, zic eu, primăvară, vară, vară. Dar deschiderea este cea care îmi place foarte mult. Este un parfum frumos, sinceră să fiu, nu mi-aș cumpăra o sticlă full size. Momentan, nu știi niciodată ce te apucă. O să-l mai testez și dacă o să-mi schimb impresia, o să vă dau de știre, dar momentan nu mi-aș lua o sticlă full size din My Way Nectar. Îmi place deschiderea aia diferită, suculentă, plăcută, vibrantă, luminoasă, dar se duce tot în zona aia de floral. Floral dulce și v-am zis, când l-am purtat, am simțit deschiderea plăcută, îmi place, nu știu, dar l-am cam pierdut așa, pe undeva. Următorul parfum este Chloé Eau de Parfum Lumineuse. Sper că am pronunțat bine. În sfârșit, un Chloé care nu are trandafirul tânăr plăcut, nu zic, dar majoritatea parfumurilor din colecția asta au trandafirul care iese în evidență. Nu mai este trandafirul, ci avem și o vanilie și un parfum cald și plăcut și luminos. Chiar așa, este un parfum luminos. Foarte frumos. Nu mai am în sticluța asta, în mostra asta, nimic. Nimic. Hai să vedem dacă mai avem măcar un puf. Deci eu ajung, după ce filmez clipurile, să miros a 100 de parfumuri. Stați așa. Miros a nectar peste tot. Hai să vedem. Dăm pe... Eu vă spun că l-am testat și, vai, dar nimic, nimic nu mai am. Ok, o să vă povestesc așa. Vă recomand să-l testați și vă spun că merită o sticlă full size parfumul acesta pentru că este foarte frumos. Este un parfum luminos, este un parfum dulce, vanilat, dar nu foarte dulce. Îmi dă cumva senzația de un parfum cu flori tropicale. Și dulce totodată, nu știu de la ce, el are iasomie în deschidere, avem trandafir și o bază cu note balsamice, vanilie și ambră. Este dulce, dar nu este prea dulce, este o vanilie luminoasă, aerisită, este un parfum pe care poți să-l porți și în perioada caldă. Cumva mi s-a părut, v-am zis, mă duce cu gândul la soare, la vacanță. Are ceva acolo, exotic așa. Foarte frumos parfumul și vă recomand să îl testați. Haideți să vorbim și despre ultimul parfum de astăzi. Este vorba despre Givenchy Irresistible Very Floral, care este very floral, care chiar așa este, cum Chloé Lumineuse este un parfum luminos, acest Givenchy Very Floral este foarte floral. Da, îi se potrivește și lui denumirea și chiar așa este, un parfum floral pentru iubitoarele de parfumuri florale și mai puțin dulci decât Givenchy Apa de Parfum. Acela este preferatul meu și consider în continuare că tot el rămâne mai frumos. Și sinceră să fiu, am fost puțin de tot dezamăgită, recunosc, pentru că mă așteptam la... Întotdeauna mă aștept ca atunci când apare un parfum să fie mai bun decât cele pe care eu le știu deja. Nu știu de ce, e o regulă pentru mine, de parcă așa ar trebui să fie. Astea sunt așteptările mele, de fapt. Și avem aici un parfum floral trandafiricios. Avem puțin și din original, dar foarte puțin. Mi se pare mult mai intens originalul, Irresistible, da, este mult mai intens,
este mult mai dulce. Cumva mi se pare că aici etapele sunt pe florile din original. Simt întâi niște flori, are o deschidere pudrățică așa, plăcută, nu zic. Pudrățică, se simte un iris apoi, asta vă spun așa, analizat pe piele, pentru că purtat, vă spun sincer că l-am cam pierdut. Adică, analizat așa, se simte întâi aromă pudrată, se simte un iris care nu este foarte puternic, dar este plăcut și apoi se duce într-un trandafir un pic dulce, proaspăt și nu pot să zic că am scos mai mult decât ce vă spun. Îl am și acum pe piele, mi se pare că dispare cam repede de pe pielea mea. Nu este atât de intens ca și Irresistible. Da. Nu, pentru mine este nu, clar. Asta pentru că nu este chiar genul meu și că îmi place mai mult originalul și că aveam alte așteptări. El are o grămadă de note, dacă mă uit eu aici. Da, este curățel floral. Miroase a trandafir în mare parte. Și avem așa. Apă de cocos. Poate că este chiar aroma aceea pudrată pe care o simt. Coacăze și bergamot. Avem apoi trandafir, ilang ilang și iris. Nu simt întâi ceva pudrat, apoi simt irisul, îl simt. Apoi în bază avem ambretă, note solare, ambretul. Nu. Nu, nu, nu. Nici n-am avut prea multă răbdare cu el, pentru că a fost nu de la primul nas. De la primul nas. Acum, ce să zic, dacă vă plac parfumurile astea ușoare, ceva mai subtile, sau poate că vouă vi se pare mai puternic, asta pentru că eu sunt obișnuită cu parfumuri strong, intoxicante, după cum vă spuneam, și în alte clipuri și îmi place cuvântul acesta și îmi plac parfumurile dulci și foarte dulci. Am început să mă întreb și către florale, dar vreau să le descoper pe cele care mi se potrivesc mie cel mai bine. Eu astăzi nu fac o descriere a parfumului pentru mine, pentru că pentru mine este nu, ci pentru voi. Dacă nu l-ați testat, poate sunteți interesate de el. Și acum depinde și ce căutați voi, pentru că dacă voi căutați un floral ușor de vară, e potrivit. Dacă voi căutați un irresistible mai floral, nu, nu cred că este. Se îndepărtează de original și e nu. Cam asta am înțeles eu din Very Floral. Acum, cine știe, vreodată poate parfumul ăsta o să mi se potrivească când o să caut eu cele mai luminoase și mai florale parfumuri. Și cam atât pentru astăzi. Spuneți-mi și voi dacă ați testat aceste parfumuri, care v-a atras atenția, care v-a plăcut, care nu v-a plăcut, dacă sunteți sau nu de acord cu mine și dacă nu, vreți să comentați, dacă nu simțiți nevoia, dacă nu ați testat parfumurile, spuneți-mi ce vă tentează și ce ați vrea să testați dintre acestea sau lăsați-mi pur și simplu o inimioară, o floare, știți voi, emoticoane. Să știu că sunteți acolo și sunteți alături de mine. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!